Între anii 1890-1900 a fost inventată pizza de un bucătar celebru, Rafaele, la vremea aceea, care a făcut o pizza în cinstea vizitei oficiale a reginei Margherita în sudul Italiei. Așa a apărut pizza Margherita? Da, este și cea mai vândută și cea mai cunoscută pizza din lume. Ne-am obișnuit să ne întreținem încălțămintea, îmbrăcămintea, mașinile, casele, dar adeseori uităm să ne întreținem ochii. Despre cum putem face acest lucru, vorbim cu Dan Badea. Bine te-am găsit, Dane. Ce substanțe ne propui pentru întreținerea ochilor? Pentru întreținerea ochilor avem la dispoziție o gamă largă de produse oftalmice sterile cu extracte pe bază de plante 100% naturale. Ce dulciuri îți plac? Păi șerbetul și dulceața. Ce fel de șerbet preferi? Cel de lămâie. Plăcinta cu dovleac. Bun. Cornulețele cu nuci. Biscuiții. Nu pot să-mi închipui niciun fel de categorie socială care să stea fără un dinte în față. Nu pot să-mi închipui un profesor care se poate adresa elevilor fără să aibă dinți, nu poți să-mi închipui un medic care să, nu mai vorbim de un stomatolog, dar nu cred că se poate și nu cred că este etic să lăsăm pacienții fără protezare provizorie.